Cucuci, Cucuci, ce ai pățit, ce ai pățit? Bă, am mâncat mult pește fără oasă, frate. Ești bine? Vă rog frumos. Sună tu la restaurant, spune să mai fac o porție, de rog. Sună repede. Alo, aulo, dă și mie. Zile să-l facă și o porție de aia de roșii, de alea nebune. Ți s-a făcut rău de avion? Rău de avion. Ia uite avioanele. Ia uite, pupă Mariana, oh! Georgiana și pe Piki. Piki. Azur. Încerc și eu scuze la... Uitați... Mamă, cum, cât prafie mi-a lăsat semnătură pe asta. Uitați, noua modificare făcută de Goguchi. Mulțumim, Goguchi, basta, vreau de tot. Lăsați-mi un comentariu dacă în momentul ăsta, ziceți-mi dacă vă place cu aia galbenă sau normală, fără, aia e fumurie. Și e super mișto fumurie, dar mie nu-mi place deloc galbenă. Dar Goguchi, lui Goguchi place. Hai, prezintele tu, ce mi-ai făcut, ce mi-ai făcut, da? Hai să vă arăt. Acum lăsați-mi în comentarii dacă vă place, că dacă nu vă place, pe și oricum le ține pentru că e îndrăgostit. Am făcut chestia asta, frate. Uite. Fix și am făcut lui Dan cu roșu, lui Pereș, i-am făcut cu galben muștar. Și în plus i-am făcut și aici. Bă, pune contactul, tată, să ia. Se vadă lumina ambientală. Oh, leu! Frumos, frumos, e frumoasă, mă. Zici că e de la ei, mă. CF Moto, dacă te uiți la vlogul ăsta, știu că o să copiez pentru că arată impecabil. Lupele cel mai mult îi place sigla. Așa mi-a zis. Este adevărat? Da, doar că pe invers. Îmi place doar că pe partea e altă. Facem cu albastru pe aici, la Goguchi facem cu albastru. Dacă fac, fac portocaliu. Păi nu, ca să fim gen albastru, galben și roșu. Eu cu tine și cu Dan. Da. O zi, facem o zi steag României. Noi ne urcăm pe astea și dăm bătaie, îi dăm la bătălie pe traseul ăla greu, ce părere ai? Tati meu. Dacă dăm de traseu greu? Nu dăm, eu sun la poliție. Sun la poliție, hai că ne vedem de la poliție, pa. Deci, suntem la începerea urcării către Iezer. Ești acolo, ești pe acolo drum. Caterin Căruș pe acolo. Și aici dăm numai de șanțuri. Eu cu cei în spatele meu, Claudiu în față. O să mergem așa, tiptil, tiptil, pe drum, ca să ne dăm seama cum e situația. Bine că nu se mai face praf, că o să țină viziera deschisă ca să văd foarte, foarte bine. Overroll, fără mișto, fără nimic. Drumul ăsta chiar e foarte rău, adică nu vedeți, nu se vede pe cameră. Cei care au fost pe aici știu și cei care au văzut. Dar șanțurile sunt extraordinar de mari și ar fi mai ușor de trecut prin ele dacă n-ar fi și inclinația destul de mare. Deci orice aici te încurcă, că nu te ajută nici inclinația, nici șanțurile. O să ne prindă 100%, o să ne prindă și întunericul. Sper că nu pe munte. La întoarcere, sigur că suntem veniți pe ele și e drumul destul de lung. Și urcarea asta e foarte lungă. Opa, așa. Și o să mai fie niște părți rele mai în față un pic. Aici asta e super nașpa. Și o să mai fie și porțiunea asta aici care e la fel de nașpa. Opa. O să las un pic ATV-ul aici. Vrei să vin să te ajut? Da. Nici eu nu vedeam, aia e rău. Deci, fii atent. Aia e un pic mai rea acolo dacă încale șanțul. Mai e o variantă să-l urcăm pe porțiunea asta aici. Care? Pe aici. Nu bă, e de la galbenul ăla, de pe faruri, cred. N-ai zis că știi tu un drum, Claudiu? Păi ăsta e. Este din vlogul lui. Și tu tot aici ai fost? Da. Și e mult mai urât mai în față. Nu, astea sunt rele. În față nu mai e așa.
trace nici când ne întoarcem pe ăsta. La întoarcere e mai ok, parcă. E cam nașpa drumul. Gen și mie mi-e târșă. Da, dar acum întorc, că nu-l iau. Mi se pare fucked up. Mult prea abrupt, sunt ăsta, așa. Nașpa rău de întors aici. E destul de înclinat într-o parte, că nu prea merge să te uiți, că e, uite, vezi, e șanțul rău acolo. Mă gândeam că de ăsta de ce uite? Da. Eu ți-am zis? Da, e, mie și mie târșe că se întunecă, nu de altceva, și e și soarele ăsta nașpa. Eu urc până sus, n-am treabă, da. Păi și eu urc până sus, n-am treabă, dar ți-am mai zis, trebuie să merite. Nu, adică nu merită risc. E mișto sus, dar bine, trebuia să venim pe zi, mai devreme. Unde întorc, frate, acum? Urci și întorci după, pe aici. Nu, urci până sus și după întorci. Poți să lași motocicleta un pic acolo, nu? Fii atent. Poți să-l dai, o să-l dai un pic mai în spate. O să vii așa și îl dăm cu curul acolo. E înclinarea așa, frate. Păi ne ținem noi pe el într-o parte. Uite, până aici, gen, aici nu mai e atât de înclinat. Uite, vezi în porțiunea asta și poți să-l duci un pic așa. Să-l dăm înapoi. N-ai, doar aici poți să-l întorci, dacă vrei să-l întorci. Că dacă vrei să mergi până șanț până în spate, poți să mergi până în spate. Eu sus acolo sunt și mai rău. Opa. Vi să mă ajut după? Eu am zis că da. Claudiu a zis că știe drum. Și am zis, bă, e rău? Păi era mai bun, dar fii atent, a plouat foarte rău 2-3 săptămâni la rând. Gen furtuni. Gen chiar e. Gândește-te că pe drumul ăsta veneau ăștia cu remorca, cu ATV-urile cu remorca, știi, plină. Gen era, nu, acum 2 luni. Dar a plouat și s-a făcut șanțurile astea. Ei, poți să-l urc până sus acolo, dar avem unde întoarce? Da, acolo, da, acolo e de întors. Că se face o, zic, o bifurcătură acolo și merge de întors. Numai că eu am apucat să urc un pic mai sus și eu trebuie să-l urc tot. Hai să vă țineți la ea, să-i dai mai cu stânga. Da, stânga. Nu, 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 nu. Dai, dai. Dai ușor, că e ok. O să te mai cu... ține așa, ține-o drept, ține-o drept. Ține-te la el, ține-te la el, că a intrat în groapă. Mai cu dreapta, mai... Nu, l-ai băgat în șanț, nu mai. Păi, mi-e cu semn, așa. Păi, făcusem și după te dădusești prea rău. Eu prost. Să aici, mă țin, stai liniștit. Ok, dai. Mai dai, că nu-l lăsa așa. Dă-i în spate și mă țin la el, stai așa. Are loc? Da. Drept, du-i drept, că te... Nu mai merge. Dă-i cum poți atunci. Unde să-l dau, mai în jos? Da. Păi n-ai, da, e de aici, da, trebuie să-l dai un pic mai în jos. Păi ce să-i facă? Să-i dea acolo? Păi să-l țină ca să nu le ia peste cap când îl dăm mai de jos. Dă-i in. Ca să-l iei tu, da? Da. Gata, și acum dă-i cu spatele, un pic. Hai. Cu spatele? Păi cu spatele, ca să-l scoatem în poziția asta, că e nașpa poziția asta, n-am ce să-i fac. Trebuie să-i dăm înapoi. Auzi, deși doar că-l țin așa? Gata, acum scoate troliu. Da. Hai să-l urc. E că l-a duci în aceeași poziție și n-am cu nimic. Opa. Stai că-l dau eu înapoi. Ori s-a făcut mai rău față de când ai făcut un vlog de aici, ori nu știu. S-a făcut rău, mă. Păi nu s-a făcut mai rău, dar trebuie aici. E un pic tricky de trecut aici. Am rupt aici, bă. Ce-l ține? Eu? Mai dai drumul, leacă? Oh, stai! Nu prea e bine de copacul ăla, că o să ne dea prea într-o parte. Trebuie tot de ăla din față. Ăla? Da. Oh!
Așa, cu tineti-vă un pic în fața mea, să luăm mai în față. Stai. Hai să-l bag cu curul acolo. Stai să-l bag de tot în groapă ca să scăpăm de troliu. Pot să mă duc în față. Mă duc încolo cu stânga. Du-te mai ia troliu, leagă-l. Am să-l legăm, cu ce te deranjează? Dă-i auto, leagă. Stai așa. Stai mă să mă țin și eu, bă. Uite, și-l dăm așa. Ușor. Dai, mai dăm un pic în față. Stai. Roata. E făcută muci. Nu. Trebuie mamă cum iese la caroată. Mâncați aia zburata. Trebuie în aer. Perfect, a pus șprițul ăsta. El? Aici nu trebuie să mai stau. Trebuie să stăm pe partea cealaltă, pe spate, pe spate, că trebuie să-l... Da. Ușor. Trebuie să încale chiar șanțurile. Dau bine în spate. Așa, fii atent. Veniți acum în față. Dădeți-vă jos și veniți că o să mă duc... Curea. Așa. Am dat în spate. Uite, eu o să mă dau așa cu stânga și voi mă țineți doar să nu cad acolo. Uite. Unde să nu cazi aici? Da. Trebuie să-i dau mai repede. Dădeți-vă jos că o să mă duc mai tare în față. Stai. Unde stăm? Nu stați. Aici? Nu stați. Stai că mă duc mai tare dintr-o bucată ca să n-am nevoie. Gata. Ce? Lumina. Dacă mă lăsai să-l urd în prima, era mai ușor. Bine că nu vezi unde sunt eu. Bă, tata a venit cu linhaiul. Nu era așa. E exact așa era cu o săptămână. Și asta e adevărat. Suport frâna pe dreapta. S-a obosit? Nu mai pot. Facem pauza mai jos, că mi-e frică. Ia uite, bă, cât apoi Anjo, ești nebun. Bravo, tată. Mulțumesc pentru ajutor. Dă cu mâna cealaltă. Ha. Mersi de ajutor. Bine că n-ai ajuns mai sus, să vezi. Păi am văzut vlogul tău, frate. M-am uitat la vlogul tău. Nu, fix asta, unde l-am lăsat eu ATV-ul. Da? Noroc, uite, în situațiile astea noroc că sunt greu. Ești nebun, că te-ai suit tu câte kilograme ai, frate? 70-75. Am 80 și minim. După unul în față. Așa trebuie făcut, cel mai bine să ai și experiență. Că oricum, știi că ăsta nu l-am dat mai la nimănui. Eu am încredere în tine, dar și tu ai dragi pe tine totodată. Te ia valul. Da, nițică daună pe la LED barul ăla micuț negru. Dar mie așa-mi plac. N-ai frică, mai manly așa. Bine. Bă, era mama lor de târte, pârte. M-am pușuc. Ai vreo la brătioară? Eu ți-am zis să ai pe vale, ai pe vale. Mai venim într-o zi, dar de dimineață. Și venim și cu Dan. Dacă venim de dimineață, îți promit că vin. Eu fac la mișto, frate. Ca să fie pe vlog. Păi normal că m-am cacat pe mine, dar ca să fie pe vlog. Nu e chiar așa, mai și exagerez. Mă întorc aici, vă dați seama.
Ne-ar plăcea să ne întoarcem cu Dan și da, neapărat trebuie la ora 10:30, trebuie să fim aici cel târziu. Aici, în punctul ăsta. Da, da. Dacă te apucă noaptea pe astea și mai dai drumul și la LED baruri și că orice sursă de lumină face gaură, care să vină de aici, mă rog, face gaură aia de 3 ori mai adâncă. Păi te pierzi! Dar ai frumos să fie drumul bucă de pierdut, n-am treabă. Dar pe drumul ăsta să fie luat noaptea, ce vorbești, mă? Hai, dăm înainte, da? Gândește-te, fii atent. Când eu m-am întâlnit cu cineva sus când am urcat, era cu ATV-ul, cu nevasta și cu copilul. Și ne-au întrebat pe unde am urcat și noi am zis că pe aici, la Brătioara. El cu o seară înainte, la 12 noaptea, a încercat să urce cu nevasta sa și cu fisul, de, nu știu, 5-6 ani cât avea, cu remorca pe aici. S-a întors la un moment dat, că tot așa a căzut aici, mi se pare, în asta i-a căzut parcă remorca. Și după s-a dus pe Voina și a urcat pe la Voina. N-ai mă frică. Distanța mai mare față de Goguchi ca să mă bag și eu în șanțuri cum trebuie, mai dintr-o bucată să nu durească să pun frână. E nașpa și nu e bine să puneți frână la de-astea brusc în momentul în care intrați într-o groapă, pentru că toată greutatea se pune pe roțile din față, suspensia se comprimă și ghidonul îți rămâne blocat. Trebuie să-i dai oarecum cu un pic de gaz ca să poți să treci lin, să-i dai dintr-o bucată să treci printre astea. Da, și anoracul meu e la Goguchi pe ghingile alea. Mamă, ce frig mi s-a făcut dintr-o dată. Că sunt și transpirat fleașcă, de-abia aștept să dau un pic casca jos din cap. Că sunt fleașcă. Gata, și pauza. Nu mai pot, sunt transpirat, de fapt. Nu mai sunt transpirat, dar casca e udă, e learcă, s-au îmbibat ureții în apă. Nu mai putem. Ce să mai... Ne-am întors. De ce ne-am întors? Bă... Îl urcam până la un moment dat. Ne-a întors pe fiecare gândul că se întunecă destul de repede. Și aia nu era singura porțiune nașpa. Dacă v-ați uitat pe vlogul în care am fost cu tata cu 2 săptămâni, o să vedeți că mai sunt porțiuni nașpa. Și e foarte greu să treci de la, cum să zic, Goguchi nu e nici cea mai mare pasionat al râpelor și a urcărilor și a lucrurilor de genul, dar dacă era ceva, îl urcam eu acolo, să zic că chiar nu puteam acolo, dar la un moment dat îi dădeam de cap. Și unde am lăsat eu ATV-ul era foarte nașpa, adică și acolo trebuia să fiu un pic atent. Că la audio cu motocicleta se descurcă oricum, e altceva, n-ai treabă cu motocicleta pe aici, dar la ATV-ul e un pic mai complicat. Eu chiar eram obișnuit cu drumul și că eu știu drumul. Și prima oară când am fost, a fost oarecum o surpriză pentru mine de cât de rău e, pentru că știam drumul ăsta mult mai bun. Iar acum, ținând cont că eu am mai fost o dată pe el, mie era mult mai ușor. Pentru că Goguchi fiind prima oară și ne fiind nici împătimitul omorâtului de oase în pădure, era un pic mai greu. Le urcam, nu e problemă, o să ne întoarcem aici, așa am vorbit, dar să fim la ora, cât să zic, cel târziu 12. Neapărat trebuie la ora 10:30, trebuie să fim aici cel târziu. Din Goguchi a zis 10, dar cel târziu 12 să fim aici, pentru că acum e ora 8 și imaginați-vă că de-abia stă la Brătioara, adică ce însemna să ne prindă răul ăla pe munte. A luat ploști din tătați și a tras o bășină în casă. Ești șocat. Ia uite. Da, mă, altceva cu motocicleta. Ia mai frate, cred că vrea să ducă pe unde ne-am întors noi. Unde vreți să ajungeți dumneavoastră? La curmătura groapelor. Vreau să urc pe brațul ăsta și să cobor pe brațul ăsta. A, deci e tot spre Iezer, da, e tot pe aici drumul, adică pe unde ne-am întors. E în zona asta, da. Pe golul alpin, ori dreapta, ori stânga. Da, și pe aici se urcă, dar pe aici nu merge cu mașina. Vreți să urcați cu mașina? Da. Pe voi? Nu, pe aici nu. Ține-te la el. Pe acolo merge, da. Dar cum îi
Da, 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 la, la Rușor acolo, da, da, da. Pe aici e foarte ok cu mașina, adică au mai urcat, am mai văzut oameni care au urcat gen cu Volkswagen Caddy X6 de-astea, pe acolo. Aici e foarte rău, adică noi de-aia ne-am întors la un moment dat, e rău pe aici. Cu mașina pe aici nu, nu, vă zic clar că nu. Da, mă, l-am informat și pe domnul și ca să știți și voi, drumul ăsta e, no, domnul voia să facă cu mașina, n-am văzut ce era, ce era mașina aia, era un Nissan Patrol, habar n-am ce era, dar foarte mișto cu cordul peste și așa. Dacă vreți să veniți pe aici, deci noi am urcat către vârful Iezăr, ca să știți ce e ăsta, de aici, de la Păstrăvăria Brădioara. Dacă vreți să mai urcați pe aici, dar cu mașina, se mai poate urca de la barajul Ușor, cred, de acolo, de la Voina. N-am fost niciodată, dar așa, să vedeți și pe Maps, așa am auzit și eu. De pe drum suntem noi acum, nu știu dacă vedeți în față, stai să încerc să mă apropii mai mult. Nu știu dacă vedeți cât de roșii are cu ce evacuarea, uite-te un pic la evacuarea asta, la gaura aia. Are catalizatorul roșu, 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 aproape să ia foc. Șocant. Deci atât de rău îmi pare, n-aveți idee, o să mergem acum pe un drum, pe o coamă de munte, pe o creastă ceva, unde se vede, nu știu, absolut genial. Șocant de mișto. Și îmi pare foarte rău că n-am apucat să filmăm pe zi și mie și lui Gogucci, pentru că ar fi fost extraordinar să ridicăm drona pe acolo. Și o să o ridicăm și acum să ne uităm puțin, dar să vedem cum, că eu n-am nicio idee cum se vede cu drona pe seară. Gogucci știe, pentru că n-am, aia, el a folosit-o pe seară, dar eu n-am văzut filmări cu drona pe seară. Să vedem cum e. Exact 59 de minute și 59 de secunde mai târziu sunt cu Gogucci, nu știu unde. Ia uite, vă place lumina asta? Ia uite, nu se vede nimic. Acum am tot oprit. Aprind LED barul, bam, lumină. Și asta e faza lungă, faza scurtă. Cred că las pe lungă. Ia uite, s-a oprit. Ce e, frate? Ha? Ce e? A, nimic, doar dădeam așa. A, explicai câtă plană e, vezi că e cu bateria pe galbenă. Da, am văzut. Te schimbăm acolo. Da, a crezut că îi dau flash-uri. Bam. Sper să nu oprească fără vreun motiv, că sunt roată în roată cu el. Ce zici de locul ăsta? Uite, fix acolo, un pic mai în față. Spate. Ia, stai un pic. Uite de dacă dă flăcări. E pe P? Așa. Ia vezi. Deci voi nu vedeți cât de roșie e evacuarea asta. Nu vă dați seama. E roșie, roșie. Stai că sunt curios. Stai așa să văd. La mine oare o fi? Nu e. Nu e, mă, nimic roșu pe aici. Nu e nimic aprins. Ai, ar fi fost amuzant. Părea că dă. Îl căutai, a? Ia uite, H pe sport. Yes. Avarii, chestif. Accelerație, frână. Da, le-am pe toate aici. Bă, nu de... Altceva, mă, când stai cu mâna, cu două degețele așa frumos pe frâna asta de aici. Dă mișto folia pe proiector, pe LED bar. Doar că ia foarte mult în fasciclul de lumină. Dacă era galbenă, cum i-a pus el mie pe faruri, era absolut extraordinară. Mi se pare foarte nasol și am mai mers cu el un pic înainte fără să filmez, că am mai făcut o pauză și am zis ia să merg și eu un pic. Și un lucru care nu-mi place e că accelerația, în afară că are lag în momentul în care are o accelerezi, efectiv, are și un delay după ce lași accelerația. După ce lași accelerația de tot, încă mai accelerează un pic, încă ATV-ul încă se mai accelerează. Și mi se pare un pic că nașpa. Ceea ce îmi place că pune puterea instant jos față de Mariana, care are variatorul așa făcut încât să fie un pic mai puturos, să te la durații mai mici. Ăsta se turează instant. Și asta ziceam, de pe ce ziceam, dar nu, voi nu vedeți mâna și când accelerez eu. Că îi rămâne, mai rămâne un pic accelerat. Mamă, dar ce-mi place să mă joc așa în accelerație.
Mamă, și ce sunet are evacuarea. Mi se pare, Caterin, că nu știu dacă îmi place sau nu. Ia uite ecranul ăsta, ce mișto e. Mamă, e genial. Ia uite, pe mod de noapte. Uite, se schimbă între moduri. Când am lumină, mamă, cât de mișto e ecranul ăsta. Nu dă și mie carpura, ai dunul? Nu-mi plac când schimbă iar manșoanele pe care le-a pus, că sunt un pic mai înguste. Trebuia să fie mai subțiri, de fapt, nu știu cum să zice, mai subțiri. Ele erau mai groase și îmi prinde degetul accelerația când dacă accelerezi prea tare. Bă, da, mișto se aude. Ia ce zon, copii. Ziceți acum dacă tot eu iau pe Georgiana sau nu. Ce ziceți? După ce își ia Goguci următorul la TV, că a zis că posta vrea să-l dea și mai repede decât a dat-o pe Georgiana veche pe care o aveți în față. Ce facem cu ăsta? Îl iau tot eu? Aș lua tot eu, vrei să vă mint? Aici am venit, nu? Da, dar nu mai știu, parcă în față, da. Tot în față și dreapta? Nu, stânga. Stânga? Stânga. Nu e bine. Aoleu. Așa. Păi tu ce ai băgat? Nu mai știu, ce am băgat, dar... Uite, mi-ai... Dreapta? Mamă, și pe stradă patinea, sunteți nebuni? Hai. Nebunie, mă, cu... Ah, ok, hai să luăm o pauză până schimbă bateria de la GoPro și revenim înapoi pe Mariana noastră. Mamă, 70 de litri azi că mi-a mâncat ficați. Am alimentat, am făcut full-ul, stai mă că eu nu registrez. Nu registrează asta. Ha, gata, mă, gata. Gata, s-a terminat, nu mai avem bani, nu mai avem nimic. Ajunge să ne lăsăm Revolutul pe clipuri, că ajunge la Balamut. Păi chiar am Revolutul în descriere, dar nu donează nimeni. Aoleu, lumea rea. Lumea rea. Hai că dai eu drumul la trendul ăsta, fii atent. Ce, să-ți doneze lumea? Nu, frate, donez eu ție, că-mi place ce faci. Ue, ce faci, ați luat dormit? Ue! Eu acum nu-mi dau seama dacă am filmat când am băgat benzină sau nu. Dar la mine au intrat 9 litri, la Goguci 13. La aceeași, deci noi am alimentat de acolo amândoi în același timp. Când am plecat. Și consumă mai mult, dar vorba aia, dar frate, drage! Ia uite cum se aude, zici că e, mamă, avion! Fraților, e destul de târziu, acum plecăm de la Claudiu, că am zis că nu mai are rost să ieșim. El a ajuns oricum mult mai devreme acasă decât noi, decât ce-am mai stat să facem drona și așa. Și nu cred că o să mai facem off-road în seara asta. Ia zi. Nu dau acum, că e motorul cald, dau mâine. Păi, plecut la cur. Tu poți să te duci, că te schimbi repede, dar eu mai am jumătate de oră. Credeai că e lume pe afară? Da, așa am crezut. Băi, ai grijă cum mergi. Mergi ușurel, frumos. Merg mai încet, i-ai dat. Da, toreacă, să scară praf. Mi-a făcut cureaua lentic. Eu la fel. O pun pe câine, băi. Hai, dai un mesaj când ajungi. Ba. Ceau, ai grijă. Ceau, Les. Hai să mergem mai încet, Goguci. Se întoarce și el la casa lui, eu mă duc și eu la casa mea, o să merg un pic mai încet, că nu am mers un pic cam tare, am mers cam cu 61, așa. Și acum merg cu 50. Cam atât pe seara asta, e 11:06 și eu de-abia acum plec de la Goguci. Până data viitoare, aveți grijă de ATV-urile voastre, eu sunt Pereș, v-am salutat. Pa!